Salut! Astăzi vrem să vă prezentăm o Skoda Octavia an de fabricație 2022. Această mașină, alături de alte modele, le găsiți spre închiriere în parcul nostru auto BDV Best Auto Cluj-Napoca. Putem caracteriza acest Octavia ca fiind o mașină cu un spațiu mare de depozitare și în același timp cu un consum mic. Un consum mic declarat de către producător, pentru că acest model are declarat un consum mixt de 4,2 litri la 100 de kilometri. Dar dacă deschidem capota și ne uităm la motorul de 1.0 benzină, avem și un motor electric, deci avem un 1.0 mild hybrid în 3 cilindri care dezvoltă 110 cai putere. Această mașină vine și cu turbo și din acest motiv putem spune că este foarte greu să ajungi la valoarea declarată de către producător. În față vedem farurile full LED și bineînțeles în lateral avem jantele originale Skoda pe 16. Mergem acum în spate unde vedem în primul rând stopurile care au un design destul de interesant. Vedem scris Skoda așa impunător, iar aici în dreapta vedem E-Tech, semn care arată că acest Skoda Octavia, după cum vă spuneam, este o mașină mild hybrid. Deschidem un pic și portbagajul, unde vedem principalul motiv din care Skoda este o mașină cu un spațiu mare. Stânga-dreapta mai găsim mici spații de depozitare, vedem aici o priză de 12V, bineînțeles avem agățători pentru cumpărături, la nevoie banchetele din spate se pot rabata și dacă nici așa nu v-ați convins că este un spațiu mare, aici sub portbagaj avem o roată de rezervă în mărime naturală. Mergem acum pe locurile din spate pentru că acest Skoda Octavia are un spațiu mare atât în portbagaj cât și pentru pasagerii din spate. Haideți să și urcăm. Vedem un spațiu destul de mare la picioare pentru cei doi pasageri care încap relaxați, dar bineînțeles pe această banchetă pot încăpea în condiții normale și 3 pasageri. Pe mijloc găsim două gură de climatizare, un mic spațiu de depozitare sus și încă un mic spațiu de depozitare aici jos. Pe scaunele din față găsim buzunare de depozitare și câte un buzunar special pentru telefonul mobil. Înainte să urcăm pe locurile din față, vreau să vă arăt aici, pe ușa șoferului, găsim o umbrelă marca Skoda pentru acele momente când efectiv te prinde ploaia. Haideți să urcăm și pe locurile din față și să pornim motorul. Vedem în primul rând volanul frumos Skoda, prins doar în două locuri, un volan cu comenzi pe volan și padele pe volan. În față avem două ceasuri de bord clasice și un mic computer de bord în mijloc. Dacă ne uităm la computerul de bord în stânga jos, vedem mașina are doar 58 de kilometri în bord. Este o mașină nouă, este între ultimele mașini intrate în parcul nostru auto. Bineînțeles, pe mijloc avem sistemul multimedia, sistem multimedia care vine cu touchscreen, bineînțeles are Android Auto și Apple CarPlay. Mai jos vedem încălzire în scaune atât pentru șofer cât și pentru pasagerul din dreapta. Avem sistemul de climatizare pe două zone, iar ceva mai jos vedem aici un mic spațiu pentru încărcare wireless a telefonului mobil și două mufe de tip USB-C. Ceva mai în spate avem cutia de viteze automată DSG în 7 rapoarte, o cutie de viteze care arată foarte bine, dă un aer de eleganță. Ceva mai în spate găsim aici ascuns două suporturi de pahare și o cotieră reglabilă cu un spațiu mai mare de depozitare. Dacă îți doriți să-ți închiriezi o astfel de mașină sau orice altă mașină din parcul nostru auto BDV Best Auto Cluj-Napoca, lasă-ne un mesaj aici pe Facebook sau intră direct la noi pe website. Îți mulțumim!